Președintele PSD Gorj, Florin Cărciumaru, anunță că organizația va analiza faptul că Vili Pasăre a spus că va fi șeful de campanie a lui Ion Călinoiu. Primarul din Dragotești ar putea să fie exclus din partid din cauza acestui lucru. Cărciumaru a mai precizat că astfel de situații nu sunt acceptate în PSD. Președintele PSD Gorj a anunțat că se va analiza foarte serios situația lui Vili Pasăre. Din punctul meu de vedere, nu este corect ca un membru PSD, un primar PSD să fie șef de campanie la un candidat independent, fie dumnealui și în persoana domnului Călinoiu. O să purtăm. Înainte de a trece la a lua vreo măsură, dacă este cazul, trebuie purtată o discuție cu domnul Vili Pasăre. Vili Pasăre a anunțat că a fost desemnat de colegii săi să se ocupe de campania lui Ion Călinoiu. Într-adevăr, în cadrul întâlnirii de luni, colegii mei primari mi-au propus să fiu șeful de campanie al domnului Ion Călinoiu. Am acceptat. Rămâne să vedem cum vor decurge lucrurile, a declarat Vili Pasăre. Mai mulți primari care l-au susținut inițial pe Ion Călinoiu au anunțat că nu vor mai face acest lucru și vor munci pentru partid.